Mihaela, mi-am amintesc că, apropo de, de miere... Și de stupie, nu-mi dat o problemă, n-am și găsit. Da, mulțumesc. Am să te prezint prietenul noștri un lucru. Anume, o parte dintre copii știu, dintre părinți știu că eu am stupină și mă duc apicultura la nivel mondial pe toate ecologia apicolă. Mierea de la mine este miere bio pentru că nu se mai fac tratamente medicamentoase. Ei, eu am mierea pusetată așa la bidoane de acestea de 5 litri, care înseamnă 7 kg. Și în proiectul ăsta de care îl duc și la matematică, sigur mă sprijin și pe partea asta de la proceduratul apicultură. Așa că prietenii noștri care vor să cumpere miere, o pot face. De data asta o problemă se ivește. Cei care trec prin Bacău pot găsi miere la mine foarte ușor. Au fost cazuri de acestea, ne pot sprijini cu proiectul. 20 de kilogramul, deci la un preț convenabil, foarte convenabil. Vreau să vă anunț că mierea noastră va fi foarte scumpă. Din ce motiv? Pentru că au venit foarte multe familii de-al tine. Mă sună mulți agricultori din țară. Situația e dezastroasă. Și foarte mulți le vând din cauza asta. Sigur că da. Și fiul meu o zis, vând, gata, tot stupii nu mai vreau nimic. Păi da, da, de ăsta e motivul pentru că oamenii sunt descumpăriți. Au văit, au? Nu. Va lua boala așa, că atacă foarte puternic. Încă ei n-au înțeles că biostupul meu creează condiții foarte bune pentru lupta împotriva va lua. Probabil că pot înțelege cât de curând. Eu, în continuare, așa cum fac la matematică, mă zbat și pentru apicultură și reușesc să finisez ideea pe care am avut-o. Și să le spuneți că nu numai miere, domn profesor. Toate și polen și căpăceala. Polen, căpăceală, propolis. Propolisul. Da, toate produsele sunt bio. Așa că îi aștept cu drag să poată să se convingă pe în direct așa. Dar pot trece în modul de pe matematică. Problema că e la geometrie. Problema 3, de la 84. Punctele A, C, D, B. Deci A, C, D, B. Se află pe cercul. Deci ce mare de cercul O și la Z. Cercului de centru 8. Și raza e de sus, mă teamă. Așa e anumit. Calculați măsurile unghiurilor. Atât. Așa. A, de fapt, după aia am A și B în care se dau măsurile. Da, dar nu trebuie să calculăm. În concluzii. Măsura unghiului pe ce? Da. Deci, practic, știu doar atât. Am un cerc pe care am răspândit de punctele la întâmplare. Nu, o să le dăm ca măsură. Am tot cu puncte A și B. Zici odată că măsura lui arcului AC are 40 de grade. AC. Are 40 de grade. Are 40 de grade. Măsura. Măsura, da. Lui AC are 40 de grade. Măsura lui CD. A lui CD. 170 de grade. 170 de grade. Și măsura lui BD, 120. BD. 120. Asta e la punctul A și la punctul B. Deci măsurile astea se dau la punctul A. Și la punctul B. Dar odată ce se dau acestea, trebuie să se ceară. Păi se cer. Să aflăm. Măsura unghiului ABC. Se cere măsura lui ABC. Unghiurilor ABC. A, B, C. ADC. ADC. A, B, C. ACB. Măsura lui A, C, B. Și măsura lui A, D, C. Și măsura lui A, D, C. Același unde se cer și la punctul B, numai la punctul B se dă măsura la... Haideți să facem așa. La punctul A, avem aceste date. La punctul B o altă problemă și cu alte, aceleași șerințe, dar alte măsuri, nu? Are acea. Aveți companie, domnule. Sigur. Uite că...
care se țină într-un pământ. Aici trebuie creta aia rotundă. Da? Da. Și nu mai avem creta rotundă? Nu mai văd. Ori mai fi dincolo. Dacă o fi la, la baie, mă uit. Dacă nu mai cumpărăm, trebuie să ajungem undeva cu lățimă. Dacă nu mai cumpărăm. Nu, nu mai avem. Când ajungem, mai avem dat o fidea mea. Am înțeles. Deci, acesta este cercul. A cercul de cercul și rațele. Da. Și avem arcul AC, AC, cam de 40 de grade, zicem, da? Dacă e 40 de grade, l-am zis și eu, cam așa se face. C, A, C, CD, CD de 170 de grade. 180 de grade ar fi diametra opus. Da, e cum gândesc. Da, aici ar trebui să fie cam aici. Că CD zice să fie 170 de grade, da? 170 de grade. Iar BD, BD, A, îl puneți acum. BD trebuie să-l pun, da? Da, da, da. BD zice 120 de grade. Pentru 120 de grade, cam asta ar fi, nu? Să zicem. Uh-huh. 90 de grade ar fi așa. Vreau să spun la centru egal, chiar cu arcul văzut. Deci, de aici. B, B, B. Da. B, D. Da. Ați scris de două măsura lui ADC la semnul întrebării. Măsura lui? ADC. ADC. Aveți ADC și ADC așa scrie în brațe. Așa am o scris ei de anumită două. Deci, așa au scris ei de două ori ADC. E ceva. Nu, aș vrea să spun. ABC, ADC, ACB, ADC. Ei, care ar mai fi? Care ar mai fi cu AC. Deci, A, B, C, A, B, C. Unghiul ăsta. Firul meu, nu? A, B, C. Asta e. Deci se cere unghiul ăsta. Deodată, poate să răspundeți? Care? Unghiul A, B, C. Este? 80. 80 de grade asta de aici, da? De unde? Cum ați spus? Păi unghiul e vârful de cer, că e jumătate din... Arcul sub, jumătate din arcul sub întins. Și arcul cât este AC? 40. Și dacă e jumătate? 25. Ai făcut ori 2. Deci jumătate. Decât arcul pe care îl vede. Deci ăsta e de 20 de grade. Da? Deci, hai să spunem, măsura. Măsura unghiului A, B, C este egal cu o doime din măsura arcului A, C. Și egal cu o doime din 40, 20 de grade. Măsura unghiului A, B, C. A, B, C. A, B, C. Așa, da? ADC, ADI. Adică am unghiul linii de urea, da? Da. ADC. E 170 pe 2. Deci A lui A, D, C. Da. Cum ai făcut? Cât e ADC? Lasă-mă. ADC. Unghiul ADC spre ce arc privește? DG. Păi ADC. A, de ce? Înseamnă litera 3 la mijloc. El ea indică unghiul. Uite, haide, deschizăturile laturilor, în special se uită. A, de ce? Am și marcat la unghiul. În special se uită. Arcul A, ce? A, ce, măi? Și arcul A, ce, de câte? De 40. Pe 20. Deci e același lucru ca și înainte. Ca și înainte. Deci, oriunde m-aș mișca, deci câtă vreme de la A început ne mișcăm tot timpul până ajungem în
partea cealaltă în C și subîntindem și privind doar spre un arcul AC, toate, orice poziție ar fi aici, orice poziție ar fi, unghiul va fi totdeauna de jumătate a arcului văzut. Atenție, Adina! 20 de grade, deci. Deci, atenție că în momentul acesta, dacă nu declar asta, problemele celelalte cu sferă, nu știu ce, nu o să avem nicio șansă. Corect. Deci unghiul cu vârful pe cer e jumătatea arcului subîntins. Și voi uitați aluatul, cum pleacă, nu știu ce ați uită. Unghiul, dar unghiul ăsta are ACD. Unghiul ACD. E de 60. De ce? De ce e de 60? Prezent despre vârful arcului. ACD. Unghiul ACD. Asta e vârful ăla. Dacă spuneam BCD, dacă spuneam BCD, aveai dreptate. BCD privește spre arcul BD de 120 și atunci jumătate 60. Dar ai zis ACD. RAD. Spre A cu AD. Ei, îl știi? Nu. Ba da. Îl poți afla? Da, da. Cum facem? 30. Deci, din 360 scădem pe asta de 40, 170, 120, intră, da? Da. Deci, ia să vedem cât este. Deci, o să spunem măsura lui ATC, ca să vedem aici, da. Egal cu 1 pe 2 din măsura arcului AC, adică tot 20 de grade. Măsura unghiului, cum am cerut eu aici, unghiul ACD, adică ACD. Măsura unghiului ACD este egal cu o doimine din măsura arcului de la A plecând A D. D. Da? Arcul AC. Iar arcul AD este egal cu cine? Egal cu măsura lui AD egal cu 360 grade minus. Deci din 3, ca să rămână AD, scade 40 și 270. Deci minus 40 plus 170. Și face în total 360 minus 210 și este egal cu 150. Deci ăla e 120 înseamnă că e 30. Și asta, cum ăsta este de 150, deci ăsta am să fie, mi-a rămas ăsta de câte grade? De 30 grade. Ei bine, eu am spus 1 pe 2, nu? Din AD. Deci egal cu, trebuie să spun 1 pe 2 aici. Din măsura lui AD și atunci vine 1 pe 2 din toată, din tot funcțiul ăsta. Și ar face în final 1 pe 2 1 pe 2 din calculul făcut, adică 1 pe 2 din 175 grade. Deci 75 de grade este unghiul ACD. Nu am avut ACD. Nu-i nimic, am făcut calculul noi, da. Dar adică cât ar să fie unghiul ACB? Măsura de ACB. Măsura de ACB. Egal cu o doime din 30 și egal cu 15 grade. Am înțeles acum? Dar dacă vă... să vă ce mai cer pe aici. Asta, ACB. Da. ACB. Ați făcut-o. Am făcut, da. La B, acum avem alte măsuri. Măsura arcului AB e egal cu 100. Deci, la punctul B, da. Înseamnă că sunt alte date. Da. Asta mă face așa cer? Nu, cercul nu o să-l facem. Deci, eventual ștergem. Ce ceva? Cum vezi un cercul ăsta? A. Dar mai facem? Facem cer, sigur. Să vă facem. Uite, Maria, ce cercul nu-ți face. Are compas. Ok. Ce are? Are compas la tine? Ca să descurc. Măsura lui AB e 100,
Ardea B. Deci măsura ardea B 100 egal 100 ardea BD 90 BD egal cu 90 grade și ardea CD 80 CD 80 egal cu 80 grade și aceleași cuvânt să cer, adică ABC măsura de ABC măsura lui ADC măsura lui ADC și ACB măsura lui ACB egal cu haideți să facem o repartiție cât se poate de apropiată de adevăr. Deci măsura lui AB este 100. Adică pun undeva A și B-ul unde ar trebui să-l pun? Dacă este aici. Mai mult de 90. Să fie cu 10 grade mai mult decât 90. Adică ar trebui să duc ea, nu? Care înseamnă aici ar face 180. Aș duce perpendicular aici. Ca să avem 90. Și un pic mai mult. Iată, mai sunt 10 grade. Cam pe aici ar fi B. Bun. Arcul AB este 100, așa. Arcul BD, 90. BD. Deci ăsta este 100 de grade. B, D. Unde să-l pun pe D? Acolo 80, mai facem pe la 10. Exact pe 10 care am pierdut, îi duc în partea asta. Da? Și aici este arcul B, D, care am spus este de 90 de grade. Și pe urmă CD, 80 de grade. Adică... Adică la 90. Dacă mă duc perpendicular, așa, ar fi 90 și am un pic mai puțin, nu? Cam așa. Deci aici să spun B, C. Punctul C, aproximativ 80 de grade. Bun. Întrebarea e, hai să aflăm arcul AC. Înainte de a ne apuca de problemă. AC-ul cât ar să fie? 100, 90, 80, 90, da? Deci ăsta de aici îmi rămâne 90 de grade. Înseamnă că pe ăsta trebuie să-l împart în două, nu? Ei, nu. Nu. Ăsta e 80 și ăsta este 90. Da. Așa. E bine. Și acum, ce-mi cere problema? Unghiul A, B, C. Unghiul A, B, C. A, B, C. 45. De ce 45 de grade? Nu cred. Că e 90 plus la 2. Așa e tot acum cu AC. Învăț la 2 este la mafa mai devreme noi, da? Deci măsura unghiului A, B, C vorbește la B. Măsura unghiului A, B, C egal cu 1 pe 2 și măsura A, cu A, C. A, C. Și egal cu 1 pe 2 din 90 de grade și iau 45 de grade. Măsura unghiului ADC ADC egal cu 1 pe 2 Maria din măsura ADC ADC deci unghiul de aici mătoime din măsura unghiului A. A. Și egal cu? 45. Ca și mai mult, da? 45 grade. Și măsura lui ACB? ACB. Cât va fi? Măsura lui ACB. Egal cu măsura lui ACB. Măsura lui ACB. Și egal cu 50 grade. Care va fi
unghiul pe care îl face unghiul ADB. ADB. Cât e AD? 50. Este 50. Egal cu orul ACB, nu? Cu ăsta de aici, pentru că se vadă amândouă unghiurile, și ăsta și ăsta, privesc spre aproape. Deci, clar, nu mai am dubii. Nu? Acum ați înțeles bine ce înseamnă unghiul cu vârful pe cer. Măsura lui ACD? A lui ACD. Măsura lui ACD, iată o întrebare. Pavârșit. ACD. Care? ACD. E 100. ACD. Ce face? ACD. 100 cu 90 cu 80 cât fac? 190 plus 80, 270, 270 cât ține 2. Dar de ce te duci până acolo? E ACD. ACD. A, o face 80. 90. 90 și 5. La 190 împărțit la 2, ce faci? 95. Mulțește 50 și 40. Fii, face. Da, așa. Deci, la fel de ce înseamnă unghiul vârful pe cer, jumătatea arcului subîntins. Alt punct? Gata. Așa, gata. Altă problemă. Altă problemă. Problema 4, de la 84. 4 de la 84. Pe cercul de centru O și rază 10 cm, se iau punctele A și rază 10 cm, da. Se iau punctele A și B, astfel încât A și D. Astfel încât cercul e cercul O și rază și Z. Da, pe cercul. Astfel încât AB egal cu 12 cm. AB, 12 cm. Să se afle, deci așa e concluzie, să se afle distanța. În concluzie, distanța. Distanța de la centrul cercului la coarta AB. De la O? La coarta AB. Deci, de seama de pe un cerc. Și 100 minus 36 6
la 84. Ceva teorema, nu, în fine, asta e rapid. Vreți să facem un alt rezolvare? Nu, altă problemă are sens. Altă problemă. 6. 6, de la pagina aceea. 84. Da. Vârfurile patrulaterului ABCD. Deci A, B, C, C, D sunt pe un cer. Pe un cer, cu patrulater. Astfel încât de centru O și rază de el, așa încât acestea sunt repartizate, cele patru puncte. Măsura lui ABD. Măsura lui ABD. De. E 60 de grade. Da. Măsura unghiului DBC, 20. Și măsura unghiului ABC, 40 de grade. ABC egal cu 40 de grade. Concluzie. Să se afle mărimile arcelor mici ale patrulaterului ABCD. Cum zic, măsurile arcelor mici. Așa. Ale patrulaterului ABCD. Când se face amplificarea. Așa face. ABD de 60 de grade. Dacă unghiul din B este de 60 de grade, atunci deci A, B, C, D. A, B, C, D. Și spune că A, B, D, A, B, D, unghiul ăsta A, B, D, așa, este de grade de 60 de grade. Atunci ăsta cât ar trebui să fie dacă unii de 60? 120. 120, ca și cum ar fi fost împărțit în 3, nu? Și a luat o treime din cerc. Da. Și atunci ăsta este de 60 de grade. Corect. Deci APD de 60 de grade. Mai știu că AB, DBC, și 20, DBC. Adică ce o trebuie să fie pe aici undeva, ca să fie asta de 20 de grade, arcul ar trebui să fie de câte grade? De 40 de grade, nu? Dacă e de 20, da. Așa, cam așa să zice. Deci unghiul ăsta de 20 de grade și cu asta am găsit pe C. Deci repartiția punctelor A, B, C și D, aproximativ. Dar nu B trebuia să fie de 20? D, B, C. Deci ducem D, B, C. D, B, C. Asta înseamnă că aici ce o trebuie, nu? Da. Da. Așa. Deci 40 de grade. Am greșit aici. D, B, C. Corect. De 20 de grade, D, B, C. Și asta este C-ul. Da. Și A, B, C. A, B, C, A, B, C, e de 40. De 40? Nu prea pare să fie. A, A, B, C. Bă, nu, e cam de 80. E 80, e 80. A, e 80. Da. Atunci, dacă să fie de 40, ce ar trebui să fie aici? Uitați-vă. Ca 60 scăzut pe 20. Da, să-l băgăm înăuntru. Da? Deci asta vreau să spun, da. Că C-ul așa, dacă luăm, de 20 de grade, înseamnă că mi-a rămas ABC, de câte grade mi-a rămas în spate? De 40 de grade. Nu prea arată el așa, patrulaterul, dacă mă gândesc la literele puse. A, B, C, A, B, C, D. Nu-i prea clar orientat acest patrulater. Dar așa zice, doamne? Lăsăm așa, da? Ca notații.
a literelor respective. Să vedem ce spune mai departe. Ce încerc cu? Măsurile A celor mici, ale patratelui ABCD. Măsura A prin A? A celor mici, ale patratelui ABCD. Ia să vedem care sunt. Arcele mici are patru latere, A, B, C, D. E. Asta ce e, asta face? Arcele mici? Da. A, C, C, D. A, B. Și A, B. A, C. C, D, B. C, D. A, B. Și A, B, mic. Și B, D, poate fi B, D. De ce eu știu? Toate arcele. Păi, da, e atât de simplu atunci, că ăsta dacă e 40 și dublu, ăsta, acel. Ăsta dacă e 20, ăsta e dublu. 40. Nu, e o chestie... Deci, rupile patratului ABCD se află pe un cerc. Asta e întâmplătorul ABD 60. ABD. ABD de 60. D, B, C, 20. D, B, C, 20. Și A, B, C, 40. Și A, B, C, 40. 40. Să se află. Mărimile a celor mici ale patratelui A, B, C, D. Să nu fie acolo D, B, C, D, nu vă să fie A, B, C. Nu, asta ce ar trece. Dacă măsurile unghiurilor patratelui. Dacă zice patratelul A, B, C, D, în ordine trebuie să fie A, B, C, D, nu A, B, D, C. Asta. E buba. Deci iar o greșeală, nu? Ia să vedem dacă avem cer. Poate răspunsul. Nu, la alea... Nu se răspunsă? Da, problema e simplă. Hai să facem noi simplă atât de lucru. Așa cum e împărțit de tot timpul, vedeți 60, 40 cu 20, bine? Da. Dacă deci patrulaterul A, B, ce va trebui să fie aici? Aici, D-ul aici. Ce aici, D-ul aici. Așa. Și atunci, mi se dă unghiul A, B, D, măsura A, B, D, A, B, C, 60, că la A, B, C, e de 60. A, B, C, de 60. Nu, A, B, D, A, B, C. A, B, C. C. Da. DBC, DBC, e 20 merge. Și ABC, ABC, ABD. ABD. Și da. Gata. Și ABD de 4 de la. Da. Și e terminat problema, nu? Da. Acum, deci vreau să realității. Deci sunt patru materiale, ABCD, cu lucrurile acestea, repartiția și acum arcele mici ale patru materiale, nu? Da. Adică cât este DC-ul? 40. 40 dublu. Da? Așa de grade, nu? Ăsta la 20 grade. Ăla îi dă 80. Și în ordine și A cu AB. Acum e una întreabă, de ce-i dublu? Unde? De ce arcul-i dublu? Păi dacă unghiul e 60, înseamnă că arcul-i dublu, nu? Invers o făcută drăguță. Problema era așa unghiul cu special pe jumătatea arcului. Păi da. Unghiul e jumătatea arcului. Dar dacă unghiul știu că arcul e dublu? Aaa, invers. Deci problema... Inversă. Inversă, nu? Deci este cu aceeași informație. Deci unghiul e arcul dublu. Da, arcul dublu. Dacă unghiul e jumătatea arcului. Așa, ce să mai cere? Să cere măsurile unghiurilor cu arcul păi, asta e vă dă. Măsura lui B. Măsura unghiului. A, B, C. A, B, C. Cât este măsura de A, B, C? E dată de autor. E dată de autor 60. A, B, C, da. A, păi măsura unghiului. D, A, B. D, A, B. D, A, B. Adică unghiul din A. Da. D, A, B, păi aflăm.
lui ZAB. Egal cu arcul AC plus CD. Așa. AC măsură la AC plus CD pe 2. Deci 1 pe 2 fiind măsura lui BC plus măsura lui CD. Și iată îl face 1 pe 2 din cât o fi BC-ul? Trebuie pe centru? Care? Nu știu. A, de chiar. BC-ul, cât mi-a rămas varea BC? Păi din 360 către 80, 40 și atât. Da, deci trebuie să mai vedem ce arc. Și AB-ul? Deci AB-ul nu știm, nu? Nu știm. De unde să-l prindem pe AB? Să-l calculăm de AB sau cum? Da, deci să privim prin triunghiurile acestea să vedem AB-ul cine ar fi. Arcul AB, mama. Nu la AB. Arcul AB, da. Nu știm, uite, știm numai arcul AB și de ce? Totuși, un autor nu dă bine, pentru că zice, aflați unghiurile și unul din unghiuri e aflat. Exact. Eu cred că 60 ăsta care ai dat aici ar fi pe aici unul din unghiurile ăsta. Ca să am acum pe aici. Exact. Altfel nu mă... Putem asta o lăsăm moarte, domnul Cătăl. Nu-i dacă vorrei deloc. O facem, am încercat. Nu-i dacă vorrei deloc, am mai plătit-o, nu-i dat degeaba. Deci ați înțeles de ce? Nu mă duc... Zice, aflați unghiurile. Păi un unghiuri îl dă și să-l află. Înseamnă că tocmai... Alt punct trebuie să fost dat asta de 60 de grade. Fii pe aici, da. Și-a încătat problema aici. Dar e primul să avem răspunsuri. Nu avem. Facem problema 8. Da. 8. 1. Ia să vedem. Să ștergem tot ca de-a face. Ștergem, da. Facem un cerc. Frumos. Tot cu cercul ăsta ne chinuim. Tot cu cercul. Aici suntem. Avem un drum de data asta pe cer. Ia uiți. Dar avem un cer. Ce să facem? Mai trebuie să facem. Sigur. Ia să ziceți. Deci triunghiul ABC. În ipoteză. Problema 8 de la pagina 85. 8 de la 85. Triunghiul ABC. Triunghiul ABC. Cunoaștem AB 12 cm. AB egal cu 13 cm. AC 8 cm. AC 8 cm. Egal cu 8 cm. Și BC 10 cm. Și BC 10 cm. Ce se cere? Se cere raza cercului circumscris triunghiului. Deci e mare, se notează de la acest circunscris. ABC. Da. Atât? Da. Păi avem o formulă. Că e ABC spre 4S, e egal cu ABC spre 4S. E egal cu A, ori B, ori C, la ori S. Dar de unde vine asta? Nici nu știu. Să facem un triunghi. Facem un triunghi. A. A. B. C. Deci o de triunghi A, B, C. Și raza cercului înscris. Circumscris, da? Circumscris, adică e vorba de cercul care trece pe unde? În cele trei vârfuri, da? În AB cercul. Ăsta cercul cercului. Unde se găsește centrul cercului? Circumscris. La intersecția asta, în intervalul. Da. Centrul e la aia? Da. Intersecția. Lasă-l, cauți acum. Să ne zic în imagine. Bravo. Păi, este doar mediane, doar mediane sau un anzit? Centrul de da. Am discutat, cred că, săptămâna trecută asta.
E vorba de un punct la egală distanță de vârf. Da, vizitoare. La intersecția? Deci eu caut un punct care să fie la egală distanță de cer și de pe părinte. Cine conține puncte la egală distanță de capetele unui segment? Mediatoarea. Mediatoarea, toate punctele de pe mediatoare sunt la egală distanță de capetele unui segment. Deci trebuie să duc mediatoarea lui BC, care e o perpendiculară. Da, asta este. Și toate punctele de pe mediatoare sunt la egală distanță. Orice punct l-aș lua de capetele segment. Pentru că triunghiurile care se formează aici, triunghiurile sunt trepinice, congruente, ușor de... Bisectoarea pentru raza cercului înscris. Asta e. Bisectoarea pentru mitică raza cercului înscris. Dar se termină acum ideea aici. Nu am decât să duc și mediatoarea, pentru că eu nu numai la egală distanță de C și de B, ci la egală distanță și de A și de B. Și de aceea, punctul acela se va afla pe mediatoarea și A lui segmentul AB. Cele două se intersectează într-un punct. Ăsta e punctul O, centrul cercului circumscris. Și dacă am duce și mediatoarea celuilalt segment, poate cele trei se întâlnesc într-un singur punct O. Da. Deci, vedeți? Eu, practic, acum m-am aflat în situația de a găsi centrul cercului circumscris. La intersecția mediatoare. Notați sus. Punctați asta ca să rămână definitiv în mintea voastră. Sigur, intersecția mediatoarelor, mediatoarelor largilor, să înțelege, liniuță, centrul cercului circumscris. Centrul cercului circumscris. De unde fi venit formula asta? Încercăm să o găsim? Da. Să vă dăm amintirii cine este. Deci, amintilatura asta de aici. Amit. Cerit asta și venit. Latul opuse eu unde o să notează pe cării mici. OA, OB, OC sunt grade. OA, OB, OC sunt rază, sigur că da. Și se vede cum ajung la formă asta. Păi are o triunghiere care B-ul are obținut în C. Așa. Deci simt că are o triunghiere, să zicem așa, că e notat aici, în formă, așa, cu produsul a doua la B-ul ori C. Da? Ori sinusul unghiului dintre latura B și C, ori sin de unghiul A, da? Totul pe 2. Și acum B cu C și duc de acolo?